Angajatorii suceveni interesați în acoperirea deficitului de personal și vizibilitate în mediul sucevean de afaceri, precum și toate persoanele care doresc să se angajeze sau să schimbe locul de muncă, indiferent de nivelul de studii sau calificare, sunt invitați vineri pe 12 aprilie 2019 la Iulius Mall Suceava Parter, zona liftului panoramic, începând cu ora 10, la Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Evenimentul are loc simultan la sediul punctului de lucru al AJOFM din Fălticeni și Câmpul Lung Moldovenesc, pe cum și la Casa Germană din Rădăuți. Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Suceava anunță că, din cifrele pe care le deține până în prezent, s-au înregistrat un număr de 910 locuri vacante la nivelul județului, din care 500 de posturi sunt scoase la concurs în Suceava, 162 la Fălticeni, 170 la Rădăuți și 78 la Câmpul Lung Moldovenesc. Vor fi prezenți cel puțin 92 de angajatori, 34 confirmând deja prezența la bursa din Suceava, 22 la cea din Fălticeni, 15 la Rădăuți și 21 la bursa din Câmpul Lung Moldovenesc. Domeniile cu un deficit mai mare de personal din Suceava, care au confirmat deja prezența la bursă, sunt construcțiile, fabricarea articolelor din sticlă, recuperarea materialelor reciclabile și colectarea deșeurilor, comerț, activități de protecție și gardă, restaurante și alte servicii de alimentație, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, inginerie și consultanță tehnică, alături de alte domenii care diversifică oferta de ocupații și niveluri de calificare, arată directorul AJOFM Suceava, Dănuț Burgheaua. Potrivit acestuia, cunoscând necesarul de personal și de competențe specifice, agenția va prezenta angajatorilor oportunitatea de a-și asigura forța de muncă calificată în funcție de cerințele proprii și de a acoperi cheltuielile de personal prin subvenții pentru angajarea ucenicilor care se califică la locul de muncă. Sucevenii interesați de ocupațiile solicitate de angajatori vor putea consulta oferta de formare profesională a acestui an și vor primi informații cu privire la înregistrarea la cursurile de calificare.